Panică pe autostrada care duce către mare, însă pe sensul spre capitală, duminică după amiază. Un incendiu a izbucnit pe autostrada A2 București-Constanța, sensul către București, în zona Fetești. Un autoturism a fost cuprins de flăcări violente. Șoferul a observat fumul de sub capotă la timp și a reușit să oprească autoturismul pe banda de urgență. Persoanele aflate în interiorul autovehiculului au reușit să se autoevacueze la timp. Traficul rutier a fost oprit și în zonă s-au format coloane de mașini. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța-București, șoferii care se întorc de pe litoral au fost sfătuiți să folosească rutele alternative Constanța-Hârșova-Slobozia-Urziceni-București și A2 Fetești sau Drajna-DN3A-Lehliu-Gară-DN3-Fundulea-București.